Următoarea noastră invitată este autor, trainer și terapeut spiritual. S-a specializat în Theta Healing, iar apoi a descoperit o metodă foarte originală prin care putem scăpa de atașamente, de obișnuințe și de dependențe care ne fac rău. Vorbim despre formula celor 10 pași cu creatoarea ei, Andreea Filip. Bună! Bună! Bine ai venit! Bună, Andreea! Bine ai venit! Nici nu știi de când te aștept. Da. Mă bucur să vorbim despre aceste subiecte pentru că generația nouă se confruntă cu noi tipuri de dependențe care pe vremuri nu erau. Era cu totul. Unde era doar alcoolul, se știa că e o dependență, nu? Păi și am eu gamă largă. Da, dependența de tehnologie, avem dependența de binging. Începem cu termenul de Theta Healing pentru cei care nu sunt foarte familiarizați. Ce înseamnă mai exact? Theta Healing este o tehnică minunată de meditație prin care oamenii învață să se liniștească mintea și să-și acceseze subconștientul, pentru că în subconștient avem multe limite pe care le-am preluat de la cei din jur și care ne împiedică să ne trăim viața. Sunt limite despre cum ar trebui să fim și nu suntem, sunt traume, sunt emoții reprimate, sunt o grămadă de lucruri care, în loc să, vorba aceea, când stai pe plajă să te relaxezi și chiar să bei un pahar de ceva într-o atitudine bună, chiar atunci mintea se găsește să ți le reamintească. Mm-hmm. Primul eveniment nefericit din copilărie sau ce ți-a zis maică ta și nu ți-a plăcut. Deci sunt lucrurile care tind să vină la suprafață când ești mai fericit și îți iau acolo din bucuria sau de viață. Sau de multe ori vin și nu știm de unde vin. Exact, exact. Și Theta Healing a fost tehnica pe care m-a dus pe mine să cunosc mai bine acest subiect al subconștientului și al inconștientului, iar apoi toată această evoluție a mea, aproape 8 ani, în care peste 2000 de oameni au învățat să lucreze cu ei și să se elibereze, a dus la dezvoltarea acestei formule, să zic, în 10 pași, în care oamenii care chiar au dependențe serioase, și dependența se referă nu doar la dependența de o anumită substanță, poate să fie inclusiv atașamentul față de mama, să nu poți să pleci de acasă, dependența față de soț sau de partener ca să te întrețină, dependența față de o anumită obișnuință, cum ar fi shopping-ul sau sportul de excesiv, cafea, sau chiar sau și frigul. Da, toate acestea sunt tratabile în măsura în care omul își dorește. Și care este... sunt cei 10 pași pe care trebuie să-i urmăm dacă vrem să scăpăm de o dependență? În primul rând, cred că fiecare persoană trebuie să conștientizeze că o dependență este acolo pentru că omul crede că nu are ceva mai bun. Adică o persoană e dependentă financiar de cineva pentru că nu crede că se poate descurca singură și pare cea mai bună soluție. Bei cafeaua dimineața pentru că crezi că altfel nu te poți trezi sau nu poți funcționa. Eu sunt sigură că nu mă pot trezi, adică nu știu despre ce vorbim. Dar nu, bine, nici nu vreau să renunț la cafea. Am dat așa un exemplu. Ok, atunci țigara, să zicem. Da, țigara pentru că omul crede că doar așa se poate liniști sau doar așa poate să aparțină unui grup cu care să socializeze. Deci primul pas este să înțeleagă că s-ar putea să existe și alte soluții mai bune și să-și dea seama că în spatele oricărei dependențe este o poveste. Este o poveste pentru că a trebuit să justifice comportamentul respectiv. Deci în momentul în care, zice, mama îi spunea, dar nu mai fuma, că nu-i bine pentru tine, ca el să poată să mențină un obicei nociv, a trebuit să-și cultive o poveste în care să ajungă să creadă și el și să-i convingă și pe ceilalți că este valabilă. Și apoi, cum te ajută, practic, tehnica de Theta Healing pentru a scăpa de dependență? Tehnica îți dă toate aceste metode de incursiune în mintea ta, în tiparele tale mentale, ca să vezi ce anume îți spui, care ți este povestea care menține în loc o dependență. Pe lângă aceste componente psihologice sunt componentele emoționale, pentru că orice dependență îți hrănește o anumită emoție și atunci trebuie să vezi cum anume să te eliberezi și de emoțiile alea. În al treilea rând sunt componente spirituale, dar despre care nu vorbim, adică ok, acum o să vorbim. Da, adică în spatele oricărei dependențe, deși nu se cunosc lucrurile astea așa, sunt și energii care întrețin aceste dependențe, popular le zicem spirite, care vin acolo, că nu degeaba în engleză alcoolul se numește spirit. Exact. Da? Deci sunt spirite care întrețin acest lucru. De asemenea, pot fi tot felul de decizii care vin din viața anterioare, care determină o dependență în această viață. O promisiune făcută cuiva, nu-mi găsesc liniștea până n-o să te salvez, te face ca în viața asta să vrei să fii salvatorul soțului sau a mamei sau unei prietene. Eu cred că am asta. Eu, uite, mama, am așa un
inside. Eu acum voiam să întreb, direct. Apropo, am fost la mai multe ședințe de Theta Healing, mi s-au părut absolut extraordinare. Nu știu cum am ajuns, pentru că m-am lăsat extrem de greu convinsă să merg. În schimb, mi s-a părut o experiență extraordinară, dar în prima jumătate de oră eu eram foarte atentă să văd exact ce se întâmplă. Deci, cum am ajuns aici și cum m-ai dus? Pentru că încercam să-mi dau seama exact care e procesul și pentru că eu am fost extrem de reticentă, deși sunt foarte deschisă deși la astfel de... psihologie. Și deși am terminat psihologia. De aia era, de acolo reticența. Așa, vreau să întreb dacă românii sunt reticenți la această metodă. Nu sunt. Sunt foarte deschiși, pentru că psihologia adresează mintea și crede că totul se rezolvă prin minte. Theta Healing-ul și alte tehnici spirituale iau în calcul și această dimensiune spirituală a noastră. Iar poporul român este un popor spiritual care are credință în Dumnezeu, care are credință în evoluția sufletului și în faptul că cu divinitatea se poate face mai mult decât poți tu face singur cu voința ta. Și succesul Theta Healing se bazează tocmai pe asta, pentru că îmbină această tehnică, să zic, cuantică de meditație, dar o îmbină cu credința. Pentru că ea funcționează bazându-ne pe faptul că există un Dumnezeu care ne sprijină și energia sa, puterea sa, susține intențiile noastre mult mai mult decât am putea face noi doar cu voința noastră personală. Și practic ce te-a chemat pe tine într-un fel sau a organizat ca să ajungi tu să faci o asemenea terapie, era intenția sufletului tău și câteodată sufletul te împinge mai tare decât îți susține rațiunea alegerile. Știi? Eu sunt foarte curioasă că toată lumea stă acum pe social media, toată lumea e dependentă de telefon, care este cauza, practic, din spatele acestei dependențe și cum am putea să scăpăm de dependența. Pe de o parte este această satisfacție chimică, dopamina asta pe care ți-o dă și faptul că instantaneu poți să ai o satisfacție vizuală, poți să vezi ceva frumos, poți să asculți un banc, lucru care nu se întâmplă în viața de zi cu zi, adică dacă noi stăm așa doar aici în platou, na, o să se întâmple un banc, dar odată la jumătate de oră, nu în 30 de secunde când am dat de două ori scroll. Și atunci această, să zic, satisfacție imediată este cea care ne întreține dependența. Deci pe de practic, altă parte, da. Ajungem să renunțăm la, adică ajungem să credem că fericirea noastră este dată mai mult de acolo, de afară. Și aici este eroarea fundamentală a oamenilor, că de mici ni se spune că vei fi fericit dacă o să ai o casă, dacă o să ai o familie, dacă o să ai copii, dacă o să ai o carieră, dacă o să ai bani, fără să ne învețe nimeni că de fapt fericirea este în interiorul tău și nu depinde absolut deloc, nici măcar dacă e război în jurul tău, nu înseamnă că tu trebuie să fii nefericit. Eu chiar o să te vizitez la cabinet și pentru că îmi place. Și eu. O să continuăm discuția asta la cabinet. Da. Îți mulțumim tare mult, Andreea. Pentru că și la mai degrabă oamenii pot învăța această tehnică prin cursuri. Următorul curs va fi în luna mai. Perfect, gata. Hai, facem gașcă și mergem la Theta Healing. Și acolo facem sesiuni individuale în cadrul cursului. Te mai așteptăm oricum și te găsim până atunci pe Instagram, Facebook. Da, exact. Și am și un vlog. Poate pe oameni ajută, pentru că acolo sunt multe. Da, pe andreafilip.com, Andreea cu un singur E, așa este. Și acolo sunt și idei și practici și lucruri care le pot face până când ajung să iau o tehnică mai complexă, cum ar fi Regăsește-ți libertatea. Vă mulțumesc, mi-a făcut mare plăcere.